N-am putut să le informez pe domn director. Tot, în momentul de față, sistemele de achiziție de la stații funcționează toate. Deci pe H4, pe H5, pe H6, pe H2, pe H1 sunt într-adevăr analizoare care sunt duse în operațiunile de revizie. Operațiunile normale, conform contractelor care le avem. Deci de-aia, dacă intrați acum pe stații, o să vedeți că anumiți indicatori nu sunt. Dar în 2-3 săptămâni, data loggerele le-au pus acum. S-au rezolvat la deci toate stațiile funcționează? În momentul de față, sistemele de achiziție sunt la toate stații. Deci întrebarea deșor este dacă deschid aer curat, pot să vadă? Da, pot să vadă, dar doar anumiți indicatori. Calitate. Dar pot să vadă, adică s-au dat drumul la stații, cel puțin pe pulver și pe... O să intrați să vedeți, dacă intrați pe site-ul calitateaer.ro, o să vedeți că sunt toate cu culori, verzi, galbene. Și sperăm ca până la sfârșitul lunii să toți indicatorii să funcționeze. Deci stațiile funcționează acum toate, din câte înțeleg, Și până la sfârșitul lunii toate stațiile o să meargă toți indicatorii. Ministerul Mediului se ocupă de reparațiile acestora când apar probleme? Ministerul Mediului, pentru că sunt ale lor, noi sunt în custodie și nu mai pot să facă investițiile și contract. Important este că am depășit acea problemă foarte gravă de care era o săptămână, care dura și eu notez la capitolele plus și sunt convins că și dumneavoastră de asemenea. Domnul director, ploieștenii așteaptă un răspuns. Până la urmă, de unde vine acel miros insuportabil în anumite intervale orare? Sunt mai multe mirosuri. În general... Mirosurile vin de la rafinării și din zona rafinăriilor pentru prelucrarea produselor petroliere și mai sunt și alte mirosuri în momentul în care se fac fertilizări cu anumite substanțe organice în zona Ploieștiului, fără să se respecte recomandările noastre, adică să se facă în contracurent, în contra direcției predominante a vântului în momentul în care se fac aceste fertilizări. Și se simte diferența pestilențioasă, da? Și funcție de asta v-am spus, unul este din zona de rafinării, în general cele mai multe care le-am avut sunt din zona aceasta, din zona Vega, ce a simțit și mai devreme, nu știu dacă aparatul a sensibilizat ceva. În prima campanie, da. Acum nu. Exact în momentul acesta, deci așa. Și restul, deci astea sunt specificate pe hidrogenul sulfurat și compușii sulfurului, bioxidul de sulf sau iar celelalte miroase din amoniac și pulbe. Și există vreo rezolvare? Și această precizare vine în continuarea întrebării dumneavoastră. Săptămâna viitoare, împreună cu domnul director, căruia îi mulțumesc încă o dată pentru faptul că răspunde solicitărilor noastre și ale dumneavoastră. Săptămâna viitoare vom avea o întâlnire cu marii poluatori, cu reprezentanții principalelor rafinării. Vom invita la prefectură, vom analiza rezultatele fiecărei măsurători din ultima perioadă, vom vedea dacă avem depășiri, unde sunt depășiri și bineînțeles că prin acest dialog va trebui, pe lângă răspunsurile cu care suntem obligați să venim în fața dumneavoastră, să vedem și ce rezolvări avem, bineînțeles, acolo unde vorbim de poluare. Adică sunt două direcții. Odată este, sunt investițiile pentru diminuarea, micșorarea emisiilor specifice, iar a doua este cu predicția celor mai nefavorabile momente atmosferice, în momentul în care nu am o dispersie foarte bună a acestor emisii și atunci toate se concentrează asupra orașului și pe această predicție meteorologică sunt impuse prin autorizațiile de mediu, dar nu puteam să urmărim până în acest moment, deoarece nu am avut toate stațiile și toate stații funcționale, sunt impuse niște măsuri de reducere a unor activități în zona rafinărilor pentru diminuarea emisiilor specifice. Controlul Mimiu a început astăzi. Aici vă răspund eu. Noi ne-am autosesizat ca urmare a unor articole apărute în mass media. Am ales ca astăzi să trimit într-o primă fază colegii mei din compartimentul Servicii Publice de Concentrate. Au constatat că sesizările, au vorbit cu oamenii, au constatat că sesizările oamenilor sunt îndreptățite și în acest moment, împreună cu reprezentanții gărzii de mediu, continuă controlul în incinta așa pretinșilor poluatori. Noi nu știm dacă sunt sau nu sunt. Oamenii
se plâng că acolo se spală fel de fel de cisterne, fel de fel de vagoane. Noi am constatat că există miros. Este o poluare, trebuie să fim sinceri și realiști, este o poluare de ambele părți ale gardului, ca să zic așa, pentru că și în zona respectivă sunt niște gunoaie de nedescris și cu ocazia asta vă dați seama că venim cu un apel și la cetățeni. Zona arată foarte, foarte, foarte rău. Avem o poluare și de partea cealaltă, cel puțin olfactivă. O să venim cu măsuri de ambele părți și cu, bineînțeles, cu recomandări către autoritățile locale să ne prezinte modul în care zona este curățată și de ce arată cum arată.